Bună ziua, domnule Bogdan Olteanu, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Astăzi, în interviu, mi-am propus să uităm, să zicem așa, că sunteți și un om politic sau ați fost un om politic și aș vrea să discutăm efectiv de probleme bancare și în special de legea dării în plată, o chestiune care a încins spiritele, să zic așa, în societatea românească de ceva vreme. A creat controverse, s-au creat tabere de o parte, de alta, sunt scenarii, unele mai apocaliptice decât altele, să zicem. Și dacă numai să luăm traseul legii, retrimis în Parlament de președintele Klaus Iohannis, trecută de o cameră nedecizională, însă cel puțin deocamdată, care este previziunea noastră? Trece, nu trece? Ce credeți că se va întâmpla cu legea până la urmă? Legea, într-o formă sau alta, va ajunge la promulgare. Ce va conține este însă mai important și aici discuția continuă. Argumentele, cum spuneați, sunt puse deja în dezbatere, sunt destul de cunoscute, după părerea mea, și de către decidenți, și de către public. Probabil că sub imperiul entuziasmului fierbințării de campanie, că tot spuneați că am trecut și prin politică, mai amintesc cum se întâmplă în lunile premergătoare alegerilor, teamă mie că se va exagera și va trebui să ajungem ulterior la niște corecții. Corecțiile sunt întotdeauna costisitoare, costă mai mult decât dacă măsurai înainte de mai multe ori. Dar simțim această presiune, noi încercăm să o detensionăm, încercăm să propunem soluții raționale. Dacă se va forța nota și ele nu vor fi în totalitate acceptate, va trebui după aceea să se revină cu costul corespunzător. Înainte de a intra pe fond și a discuta despre posibile efecte ale legii, și aș merge pe o chestiune pragmatică, și anume faptul că, în esență, legea aruncă în aer niște contracte comerciale sau ar trebui să le arunce în aer. Nu vorbim totuși de un precedent periculos, atâta vreme cât lucrurile astea sunt scrise într-un contract, sunt parafate. Vorbim de un precedent extrem de grav și care se va repercuta nu asupra relației dintre clienți și bănci, ci asupra întregii funcționări a economiei românești. Pentru că, până la urmă, funcționarea economiei, funcționarea relațiilor sociale dintre oameni se bazează pe încredere. Contractul și respectarea contractului e un element al încrederii. Până la urmă, dacă cea mai mare parte, de departe cea mai mare parte a contractelor, nu se respectă de bunăvoie, societatea nu mai e o societate deschisă. O societate în care mai mult decât un număr insignifiant de contracte ar fi impus cu forța, e o societate în care puterea organelor represive devine prea mare. Societatea nu mai e democratică, piața nu mai e liberă. Trebuie să avem încredere unii în alții și elementul acesta de încredere trebuie să se regăsească în contract. Dacă e să lăsăm acum principiile deoparte și să ajungem la realitate, sigur că avem în spate un stoc de credite, de contracte între bănci și clienți, care au probleme. Au probleme, pe de o parte, datorită unei situații de fapt, criza din 2008, care a avut câteva consecințe și o să intrăm, dacă vreți, în analiza acestor consecințe. Pe de altă parte, datorită unor abuzuri care s-au produs. Până prin 2009-2010, în contracte, băncile au forțat nota. Lucrurile acestea s-au văzut. Legiuitorul le-a înțeles, la nivel european și la nivel național, și a introdus o serie de reglementări prin care se urmărește eliminarea clauzelor abuzive din contracte, și e foarte bine, și despăgubirea celor afectați, a consumatorilor. De ce spun aceste lucruri aici? Pentru că această legislație există și funcționează. Când introducem o lege nouă referitoare la darea în plată, ea nu mai poate să invoce tot situația clauzelor abuzive. Pentru că pentru clauzele abuzive avem o lege. Avem un cadru în care lucrurile se rezolvă și cei păgubiți sunt despăgubiți. Greșelile se repară. De aceea vorbim despre situații în care contractul a fost încheiat în mod corect între părți. Pe celelalte le-am eliminat, repet. Vorbim de contracte încheiate corect și tocmai de aceea intervenția în relația socială dintre părți, intervenția în relația contractuală, nu poate fi justificată de existența unei asimetrii grave, a unui abuz, a unei forțe superioare nepotrivite a băncilor. Singura rațiune pe care o putem lua în calcul, și mă întorc acum la ea, este rațiunea de fapt, cauza reprezentată de criză,
Criza din 2008, într-adevăr, a dezechilibrat unele dintre aceste contracte, în special contracte pe termen lung, în special contracte de credit ipotecar, pentru acele care erau pe termen foarte lung, 20-25 de ani, în trei dimensiuni. S-a materializat riscul valutar, mai ales la cei care s-au împrumutat în franci elvețieni și mai ales în ultimul an, că până atunci mai curând au beneficiat, au plătit mai puțin decât cei care se împrumutaseră în lei sau euro, dar din ultimul an situația lor s-a agravat mult ca urmare a aprecierii semnificative a francului elvețian. S-a materializat riscul de colateral. Ca să traducem în românește, valoarea garanției a imobilului a scăzut foarte mult, nu azi, nu ieri, ci la momentul crizei, 2008-2009. Scăzând foarte mult valoarea garanției, sigur că creditul nu mai e acoperit prin garanție și apare această dificultate de a rambursa creditul prin executarea garanției. Al treilea element, a treia consecință a crizei, v-am spus că sunt trei, deci o situație destul de gravă pentru unii oameni, este scăderea semnificativă a veniturilor. Oamenii aveau, la momentul contractării unui credit înainte de criză, un salariu, un venit și, desigur, o perspectivă optimistă că aceste venituri vor crește în continuare. Fie li s-au redus salariile pe piața privată, fie le-au fost reduse prin măsurile administrative din 2010, salarii cu 25% reduse, dacă ne amintim, pentru câțiva ani, fie mulți și-au pierdut locul de muncă. Cumularea acestor trei situații, pentru aceia la care se cumulează, nu pentru toți, poate reprezenta o situație excepțională în care să poți interveni ca autoritate publică. Înainte să ne mutăm de tot în zona aceasta problemelor sociale, să spun așa, faci mai bună o singură întrebare, să spunem, de partea cealaltă a baricadei, din punct de vedere al băncilor. Ele se văd astăzi amenințate că o serie de contracte comerciale, cum am spus, vor fi practic rase, vor dispărea. Există riscul ca ele să-și ceară drepturile la instanțele internaționale, pentru că își văd amenințate interesele economice în România. Este un risc real și se poate ca România într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat să fie bună de plată pentru aceste lucruri pe care băncile le-ar putea considera abuzuri și să ne trezim condamnați de instanțe internaționale pe această lege pe care o dăm astăzi? Există dreptul oricărui investitor de a-și proteja investiția în fața unor instanțe internaționale. Nu o să fac acum o pledoarie în favoarea unui investitor care ar putea da în judecată România, pentru că vreau să vă spun ceva. Acei investitori vor da în judecată România și dacă vor câștiga, vor lua bani de la bugetul de stat. Nu de la persoanele care asta inițiază legi. Să spun, adică o să ajungă să plătească până la urmă oamenii care n-au nicio legătură și nu sunt vizați datoria de legea. Datoria mea ca oficial român este să protejez interesele României și atunci vei fi foarte atent în a comenta șansele unei asemenea acțiuni. Dar ce vreau să vă spun este că cred că ce e foarte important aici nu este să discutăm perspectiva băncilor. Băncile sunt investitori sofisticați, profesioniști, au oameni care știu să-i sfătuiască ce să facă pentru a-și proteja interesele. Ce cred că trebuie să discutăm aici este interesul deponenților bancari, al debitorilor în dificultate, care pot fi eventual protejați prin politici sociale ale statului, și interesul bugetului public. Aceste trei interese sunt de ordin public și trebuie asigurate în România de către autoritățile statului. La ele se adaugă un al patrulea element, ceva mai complicat și mai ezoteric, care se numește stabilitate financiară, pe care trebuie să-l asigurăm noi. Și este responsabilitatea noastră directă, a Băncii Naționale. Dar ce e important e să vedem cum putem să-i sprijinim pe cei cu dificultăți sociale, repet, nu toți cei care au luat credit până în 2008, și cu siguranță cei mai mulți care n-au luat credit, care au luat credit după criză, nu sunt afectați de dificultăți sociale, de dificultăți de rambursare. În cazul creditelor ipotecare, procentul celor care au întârzieri de plată este undeva la 5% dintre cei care au luat credit. Deci vorbim de o pondere mică. Acești oameni pot fi ajutați prin politici publice. Suntem un stat social, potrivit Constituției, potrivit modelului social european, în care cei care au, prin intermediul bugetului public, îi sprijină pe cei care se află în dificultate. Asta e bine și se poate face. Cred însă, și vă spun cu toată deschiderea, că filozofia pe care a fost construit acest proiect de lege este mai puțin cea de a-i ajuta pe oamenii în nevoie, că până la urmă nu-l ajuți cu mare lucru luându-i casa și lăsându-l pe stradă, cât de a se răzbuna pe bănci.
Nu o să o comentez. E dreptul legiuitorului să facă legi. Fiecare lege poate să aibă un beneficiu sau un cost pe care noi, ca cetățeni ai țării, îl asumăm, dar vreau să vedem totuși realitățile în față. Este un beneficiu pentru cei pe care îi ajutăm, care să fie mai semnificativ, mai important decât costul public? Sau este mai curând o defulare, o răzbunare la adresa unor entități care și-au făcut greșelile lor în vremea crizei? Da, am înțeles poziția, de multe ori e reticență, n-a prea comentat BNR-ul acest scandal. Singura voce, să spun așa, vizibilă, care îmi vine acum în minte din ceea ce am urmărit, domnul Lucian Croitoru, este totuși consilier al guvernatorului BNR. Practic, din punctul meu de vedere, cu ieșirile din media în ultima vreme, dânsul a cam desfințat cap-coadă această lege. Să înțeleg totuși că este oarecum și poziția BNR-ului spus așa mai voalat sau dânsul s-a detașat ca o entitate separată în povestea asta? Acum, Banca Națională este o entitate, o autoritate a statului român. Și noi înțelegem să respectăm funcționarea statului român, să respectăm Parlamentul, care este organul legislativ suprem al poporului român. Este responsabilitatea și autoritatea Parlamentului să facă legi. Avem însă obligația să atragem atenția, să punem la dispoziție informații, date, cifre, pentru a preveni săvârșirea unor greșeli. Lucian Croitoru a făcut asta din punct de vedere tehnic și a făcut încă ceva. El este unul dintre gânditorii în România care are o foarte adâncă și intimă legătură cu libertate. Libertate definită în foarte multe dimensiuni, printre care, cum numește el, libertatea proprietății. Buna protecție a dreptului de proprietate, ca să o zicem mai românește. El e foarte sensibil la această chestiune și pe această notă în special a reacționat și se definește poziția lui. Notă pe care de altfel și dumneavoastră ați început discuția noastră, pentru că până la urmă intrarea cu forță, cu picioarele într-un contract, fără să fie măcar o justificare de ordin social, de interes public, înseamnă încălcarea proprietății. De altfel, dacă ne uităm și prin punctul de vedere al CSM-ului, care e o entitate independentă, din altă lume, din lumea magistraților, neimplicată în aceste dispute de ordin economic, vom vedea aceeași observație. Nu se poate schimba obiectul prestației unui contract fără acordul părților. Ați enumerat trei cauze care sunt, să spunem așa, vinovate de situația de față. În esență însă, au apărut fenomene de genul că un om sau o familie a plătit ani de zile pentru un imobil, pentru o casă pe care și-a luat-o, a ajuns la situația de a nu a mai putea plăti și banca, pe lângă faptul că ia casa astăzi, da, o mai scoate și datoare, dincolo de anii în care a plătit. Sunt cazuri, ați spus că nu sunt foarte multe pe imobiliare, 5%. Totuși, există o previziune a faptului că s-ar putea înteți astfel de lucruri? Mi se pare totuși inimaginabil să nu se poate prevedea riscurile atât de mult, să plătești ani de zile pentru o casă și nici măcar scăpându-te de ea să nu scapi de brațul băncii, să spunem așa. Așa funcționează creditul ipotecar. Vreau să fiu foarte corect cu dumneavoastră, chiar dacă nu sună popular. Creditul ipotecar în toate colțurile lumii, nicăieri nu e altfel. O asemenea propunere ca la noi nu se aplică nicăieri. Creditul ipotecar funcționează așa. Tu iei un credit de la bancă cu care îți cumperi o casă și garantezi rambursarea creditului din care banca dă bani deponenților cu casa respectivă și cu toate celelalte venituri și posesiuni pe care le ai. Se numește gajul general al creditorului. Nu e inventat de bănci sau de Banca Națională. Se găsește în actualul cod civil, se găsește în fostul cod civil, se găsește în codul civil al lui Napoleon și dreptul roman. De ce? Banca nu este un furnizor de leasing. Dacă ți iei în leasing o mașină sau o casă, că poți și asta, garantezi doar cu bunul respectiv. Dar atunci avansul e mai mare, pentru că nu mai există și alte garanții, și ratele sunt mai scumpe. De-a lungul timpului s-a dezvoltat percepția, pe care eu o consider corectă, că deținerea unei case de către familii este un lucru socialmente important, care asigură stabilitate socială, care asigură o perspectivă bună
pentru societate, disponibilitatea de a avea copii, de a-ți construi o carieră, de a merge mai departe, unul dintre elementele mulțumirii sociale. Și atunci a apărut acest produs. Dar acest produs nu este din bani publici, ca să există un cost public din care să fie acoperită dezvoltarea socială. E din bani privați și nu din banii băncilor, ci din banii depunătorilor. Și atunci principala obligație instituțională a bancherului este să se asigure că banii pe care îi împrumută îi recuperează ca să-i poată da în orice moment deponentului. Pentru asta trebuie să-și ia garanții. O garanție este bunul, o altă garanție este angajamentul că din veniturile pe care le ai sau din alte elemente de avere de venit, vei rambursa creditul. Așa funcționează, n-am inventat-o noi, nu e un produs românesc, este produsul bancar care funcționează din momentul inventării codului împrumutului ipotecar. Știți ce mi se pare mie că lipsește în acest algoritm descris de dumneavoastră? Componenta asiguratorilor. Când faci un joc de genul ăsta, care presupune riscuri, poate și de o parte și de alta, și băncile au avut riscurile lor, și cei care au contractat credite imobiliare, te și asiguri. Companiile de asigurări fac astăzi reclamă că te asigură la orice, acoperă riscul, sunt alături există de tine. Există așa ceva. Există opțiunea de a te asigura pentru câteva elemente. Unele sunt obligatorii, de exemplu asigurarea de viață. Aia evident. Pe lângă asta pot să vă spun că există acest produs, există asigurare de pierdere a locului de muncă. În compania de asigurări plătește în locul tău ratele pentru acel interval în care ți-ai pierdut locul de muncă, sigur nu din vina ta, că nu dacă ai făcut o prostie și ai fost dat afară. Deci există genul acesta de produse. Cred că ține foarte mult și de educația noastră financiară și asta e o responsabilitate a Băncii Naționale. Și încercăm și trebuie și vom face mai mult în acest sens să explicăm mai bine cum poți să-ți aperi mai bine interesele ca cetățean consumator de servicii financiare. E un lucru important acesta. E un lucru important, sigur, cu costul său, să-ți elimini sau să-ți reduci din riscuri, de exemplu, printr-un mecanism de asigurare. Poate introducerea ca o clauză obligatorie în contracte a cât mai multor asigurări de tipul ăsta ar putea fi o soluție. Da. Iarăși poate o intervenție fi, comercială, știți, pe un contract comercial. Aici e o balanță foarte delicată între cost și risc. Orice dorință de a reduce riscurile presupune costuri ceva mai mari. Dacă societatea apreciază că vrea la un moment dat o economie cu riscuri mai mici, atunci își va asuma costuri mai mari. Și acum suntem într-o perioadă oarecum așa, în care oamenii parcă nu mai vor genul acela de libertate absolută cu riscuri mari, da? Cum era până la criză, începem să cerem plase de siguranță mai multe. Nu mai vrem să salvăm coloși industriali, bănci, pe bani publici. Nu s-a întâmplat în România, dar s-a întâmplat în economii mai sofisticate. Vrem ca totul să fie mai stabil și mai sigur. Ce presupune asta? Costuri ceva mai mari. Pentru că stabilitatea și siguranța vin până la urmă din certitudinea în cazul băncilor că își recuperează bani. Dacă vrem să avem costuri mai mici, atunci renunțăm la unele din aceste plase de siguranță și ne asumăm anumite riscuri. Cred că sunt suficient de tânăr să nu-mi iau o asigurare de viață, cred că sunt suficient de în putere sau de competent încât să nu-mi iau o asigurare profesională, că îmi găsesc eu sigur un loc de muncă chiar dacă îl pierd pe cel de acum. Sunt judecăți pe care unii zic în societate că fiecare din noi le face mai bine, alții cred că le poate face statul pentru ei. Așa e și acest model de lege care spune pentru viitor, până acum am vorbit foarte mult despre trecut, despre creditele deja acordate, spune pentru viitor că nu e bine să-i lăsăm pe cetățeni să opteze dacă vor să beneficieze de darea în plată și să plătească un avans de 40% sau să declare că n-au nevoie de dare în plată, dar în schimb primesc opțiunea unui avans de 10-15%. Nu e bine să-i lăsăm să opteze pentru că știm noi că există riscuri. E o gândire. Va trebui să vedem dacă ea este prevalentă în societate și dacă societatea e mulțumită cu genul acesta de gândire în care îi se impune un cadru extrem de rigid și costisitor în care să cetățenii să fie mai bine protejați. Forma actuală a legii care va ajunge la vot în Camera Decizională. Haideți să-i facem o scurtă radiografie ca să înțeleagă poate cei care cu siguranță mai există, nu au studiat legea și nu știu exact efectele ei.
ce vor câștiga oamenii de care noi am vorbit cu aceste probleme și care sunt previziunile pentru viitor, inclusiv în ceea ce privește evoluția creditelor imobiliare? În ce privește persoanele care deja au contractat un credit, prin textul așa cum e el formulat acum, li se dă posibilitatea ca în orice moment și indiferent de situația lor, no, să decidă că vor să, că renunță la rambursarea creditului, dând băncii în schimb garanția imobiliară, care a fost ea, un teren, un imobil. Important e ca creditul în actuala formulare să fie până în 150.000 de euro, e singura condiție pe care au introdus-o senatorii. Banca, neputând, după valorificarea imobilului respectiv, să mai ceară vreun ban de la cetățeni, cetățenii pierzându-și casa. Pentru viitor, asta înseamnă că cei care doresc să iau un credit prima casă nu vor mai putea să-l ia, pentru că programul prima casă nu poate funcționa odată ce se anulează garanția statului prin mecanismul de reîmplată. Cei care doresc să iau un credit în condiții normale, comerciale, fie că doresc să iau un credit mai mare, fie că nu vor să se supună constrângerilor programului prima casă, va trebui să aibă un avans undeva în jur de 40%. Nu e un avans fix, el depinde de garanția pe care o ofer. Dacă ofer mai multe garanții imobiliare, de exemplu, sigur că avansul va fi mai mic. Dacă ofer locuința, în funcție de unde e situată, de valoarea ei de piață, avansul va fi undeva între 40-50%. Cam acestea sunt consecințele. Sigur, pot exista, a spus-o Ministerul de Finanțe, consecințe asupra bugetului de stat în măsura în care investitorii se vor considera afectați, vor cere unor instanțe internaționale de arbitraj Centrul de Soluționare a Disputelor Privitoare la Investiții de la Washington, al Băncii Mondiale, de obicei cel sezizat, vor cere să fie despăgubit și acolo s-ar decide așa ceva. Dar aceasta e o chestiune care, despre care aș evita să mă pronunț. Alte mecanisme nu au apărut. S-au mai discutat prin țările baltice și singurul lucru care s-a reglementat a fost introducerea unei opțiuni pe viitor între credit cu dare în plată și credit fără dare în plată. S-a introdus în Letonia. În cei 4 ani care s-au scurs de la adoptarea acelei legi, 1% din cei care au luat credit au optat pentru credit cu dare în plată, 99% pentru credit fără dare în plată, pentru că era o diferență la avans, o diferență la rate. Cetățenii au decis. Beneficiarii de credit au optat între variante. Alte mecanisme nu sunt, pentru că până la urmă, repet, sună plictisitor poate sau sună ultra prudent. Băncile sunt obligate să respecte și să protejeze în primul rând banii depunătorilor. Ele împrumută banii depunătorilor, nu banii lor, că nimeni n-are banii lui pe care să-i împrumute pe 25 de ani și au obligația ca în orice moment să știe că îi recuperează. Din acest motiv trebuie să-și acopere cu toate garanțiile posibile creditele pe care le acord. Dacă unele credite sunt considerate prea riscante, ele nu vor mai fi acordate. Dumneavoastră, poate spre deosebire de alți parteneri din presă cu care am mai discutat, vă amintiți și perioada de dinainte de 2003. Da, nu au existat în România credite ipotecare până în 2003, pentru că România era considerată, din punct de vedere al economiei, din punct de vedere al legiferării, al stabilității legislative, o țară nesigură. România a dobândit prin 2003, la sfârșit de 2003, dacă nu greșesc, un statut de economie de piață funcțională. S-a apropiat, avea acordul de asociere cu Uniunea Europeană și s-a apropiat de semnarea acordului de aderare. S-a consolidat încrederea în economia românească și în stabilitatea legislativă instituțională a României. Și atunci au început să apară creditele. Întâi pe 10 ani, 15. Acum s-a ajuns până la 25-30. Un credit pe 25 de ani, sigur că are rată mai mică lunară decât unul pe 10. Și atunci e mai accesibil, e mai ușor să-ți iei o locuință. Dar asta presupune încrederea că vreme de 25 de ani, realitățile dintr-o țară rămân suficient de stabile încât banii să poată fi recuperați și deponenții să poată să-și primească. Dacă scuturăm această percepție, această încredere, sigur că sectorul financiar își va restrânge activitatea către ce? Către credite de consum, care se recuperează rapid și apuci să le recupereze înainte să se schimbe realitățile, către creditarea economiei și către creditarea statului. Nu ați făcut nostalgic vorbind de perioada de înainte de 2003, așa că nu am cum să nu mi-amintesc de aceeași perioadă în care
românii mergeau la bănci cu căciula în mână, așa ca iobagii, și practic se rugau pentru orice credit. Că era vorba de nevoi personale, că era vorba de cele imobiliare, parcă îți făcea o favoare banca dându-ți credit. Da, erau alte vremuri, nu vorbeam de crize. S-au schimbat, zic eu, în bine și cred că și lecțiile acestor ultimi ani sunt importante pentru bănci. Asta vreau să vă întreb. Aia era o perioadă, repet, așa mergea românul atunci și accepta aproape orice. De asta și clauzele acestea abuzive în contracte, pentru că aproape că și nu te uitai. Când îți spunea ofițerul de credit, v-ați calificat, parcă îl luai pe Dumnezeu de picior. Nici nu mai conta ce îți spunea el acolo, ce în contract. S-au clarificat, s-au reglementat o parte. Cum vi se pare că funcționează această reglementare? Oamenii au înțeles totuși că, oamenii, mă refer la bănci, au înțeles totuși că trebuie să mai lase un pic ștacheta și să nu mai ia totul de pe creditori. Unii au înțeles, iar cei care n-au înțeles vor ieși de pe piață. Pentru că realitatea, cum bine ziceți, s-a schimbat. Percepția consumatorului s-a consolidat. Respectul de sine s-a consolidat, înțelegerea faptului că ai drepturi și că trebuie să-ți fie protejate a apărut și funcționează. Și cei care nu vor înțelege dintre banchieri sau dintre alți furnizori de servicii, că vedeți că mai sunt supărări și prin alte zone, vor dispărea de pe piață. Vedem deja diferențe serioase între bănci, inclusiv în cazul refinanțării creditelor în franci elvețieni. Știți că deja cam 30.000 din contractele de credit în franci elvețieni au fost renegociate și refinanțate, rescadențate, trecute în altă monedă acolo unde cetățenii au vrut. Unele dintre bănci au fost extrem de dinamice, de proactive, au asumat costuri și există unul dintre cazuri în care peste 90% din credite au fost refinanțate prin acordul părților și cu mulțumirea părților. Ne apropiem și de un al doilea caz de aceeași natură. Și întâmplător vorbim de cele două portofolii cele mai mari de credite în franci elvețieni, ceea ce e un lucru bun pentru că vor rezolva în mare măsură această problemă. Acele bănci care nu vor sau nu pot să facă asta, probabil vor ieși de pe piață. Poate părea o întrebare profană, dar totdeauna ea apare în mințile oamenilor și ale românilor în special. Cât de sigure mai sunt băncile care activează în momentul de față pe piața din România? Sunt sigure. Sunt sigure și ne dăm silința să le păstrăm sigure. Și în absența unor dramatice evoluții interne sau externe, ele vor rămâne sigure pentru că efortul nostru de supraveghetor este să ne asigurăm că acoperă toate creditele riscante cu provizioane, adică cu banii acționarului, puși deoparte, nu și ea acasă ca profit, ci pune acolo ca să acopere riscurile, că păstrează capitaluri mari în bănci. Băncile românești au o capitalizare semnificativ mai mare decât cea cerută de reglementările europene, că au o lichiditate, adică cash, în trezoreria băncii, peste nivelurile de nevoie. Tocmai ca să fim siguri că în orice moment de emoție, în orice moment de criză internațională, și știm că avem Grecia pe aproape care încă are mari dificultăți, băncile din România pot să treacă peste ele. Noi le vom ajuta în măsura în care e nevoie, avem obligația, nu doar dreptul de a asigura finanțare de lichiditate, de a le împrumuta bani în schimb unor titluri de stat, ca să fim siguri că nici interesul public nu e afectat. Titlurile statului român sunt bune, sigure și stabile. Și avem un mecanism de asemenea prin care să intervenim în cazul în care una din ele sau mai multe se află în dificultate pentru a proteja depozitele cetățenilor, pentru a proteja funcționarea afacerilor, firmelor care sunt creditate de către bănci. Dacă o bancă intră în faliment, printre cei care au mari dificultăți sunt cei care au creditare pentru capitalul de lucru și care nu-și mai pot accesa în fiecare moment banii. Până se rezolvă problema, până te duci la altă bancă. O lună, două înseamnă foarte mult pentru o firmă mică și mijlocie. Deci avem instrumentele ca să menținem finanțarea genului acestora de debitori din mediul economic. De asemenea, pentru a proteja bugetul de stat. România n-a cheltuit niciun ban pentru protejarea băncilor. S-a mai spus, e o gogomânie, ce s-a mai spus, că în România s-au luat credite pentru a se da băncilor. Niciun leu nu s-a dat băncilor. Din bugetul public, din banii, din rezerva băncii naționale sau din împrumutul luat de la FMI. România a reușit până acum să nu cheltuiască bani cu salvarea băncilor. Sperăm să o facem și de acum înainte.
să reușim să le ținem funcționale printr-o supraveghere atentă, prin asigurarea stabilității financiare, astfel încât cei care depun bani să continue să aibă încredere în bănci. Și rămâne la rolul BNR-ului și m-ați provocat aducând în discuție Grecia. În perioada izbucnirii acestor probleme în Grecia, unele bănci, nu să le dau neapărat numele acum că nu e relevant, au acționat ușor atipic, anormal, au făcut, de exemplu, au suspendat cursul de schimb pe anumite perioade. BNR a demarat o investigație pe povestea asta, o anchetă. Pe lucruri de genul ăsta se dau amenzi băncilor sau pur și simplu se face o urecheală, o atragere a atenției și atât? Întreb că și ca organism cum funcționează BNR-ul ca să înțeleagă și cei care se uită dacă BNR-ul are și un rol constrictiv până la urmă. Noi avem o paletă largă de sancțiuni pe care le putem da. Sigur că încep cu avertizmente dacă e cazul, dar se merge până la amenzi care pot fi foarte mari și care pot fi adresate băncilor sau conducătorilor băncilor care sunt responsabili și se poate merge până la retragerea autorizației conducătorilor de bănci, ceea ce înseamnă darea lor afară, pentru că niciun conducător de bancă nu poate funcționa fără autorizarea BNR-ului, și am retras autorizația inclusiv pentru președinți de bănci și inclusiv pentru străini, nu doar pentru români, atunci când nu au respectat legea din România, sau la retragerea autorizației de funcționare a unei instituții de credit. În situația în care, sigur, instituția de credit face lucruri extrem de grave. Ce încercăm însă mai curând e să prevenim. Pentru că genul de măsuri radicale incumbă costuri. Prevenția e întotdeauna preferabilă și încercăm să menținem și stabilitatea financiară și buna funcționare a băncilor prin prevenție, prin supraveghere mai curând decât prin intervenție. Până acum a funcționat. E însă o provocare de zi cu zi. Nu e un lucru la care vreodată să poți să te oprești să-ți tragi sufletul. Un alt subiect la care mulți privesc așa cu interes. Din 2000 banca, sper că nu greșesc, dacă nu am să vă rog să mă corectați, din 2000 Banca Națională nu mai cumpără aur. Totuși, suntem în primii 30 și ceva din lume ca proprietari, ca rezervă de aur. Avem o rezervă strategică foarte mare. Opinia publică de multe ori s-a uitat către zona asta ca un Eldorado, așa spunând, domne, noi luăm, ne împrumutăm, dăm dobânzi peste dobânzi și uite că Banca Națională stă așa pe munte de aur acolo. Cum funcționează povestea asta? Din câte știu, înțeleg că o parte din rezerva noastră nici măcar nu este în România. Da. Este în alte părți. La Londra, nu? Banca Națională deține în acest moment 103,7 tone de aur. E o rezervă importantă. Și știți că e o lungă poveste a aurului din România. Sunt mai multe împrejurări în care România și-a pierdut aurul după primul război mondial. Aici vreau să ajung, că totuși înțeleg că peste jumătate din rezerva asta nu e la noi fizic astăzi. Pierdut înseamnă că nu-l mai are. După primul război mondial a plecat cu tezaurul la Moscova. După al doilea război mondial o parte însemnată a lui a fost luată drept compensații de război de către Uniunea Sovietică la acea vreme. Modul în care îl ții e o chestiune de administrare a resurselor și politica practică a tuturor băncilor centrale e să-și distribuie riscurile. O parte însemnată a aurului este ținut la Banca Națională. O altă parte însemnată a aurului este ținut de una din alte bănci centrale foarte importante și de mare reputație și credibilitate. De ce? Pentru a da credibilitate partenerilor internaționali în situații speciale. Sigur, România nu se mai află acum în situația anilor 90, când nu prea avea niciun ban, inclusiv în tezaurul Băncii Naționale și când la un moment dat trebuia să iei un credit peste noapte pentru a finanța, de exemplu, importurile de combustibil pentru iarnă. În acele condiții, existența unui depozit de aur, să zicem la Londra sau la Zurich, era utilă pentru că era o garanție pentru genul acesta de importuri. Acum e mai curând o garanție morală și o politică, pe care nu o avem doar noi, o au cam toți bancherii centrali, de împărțirea riscurilor. E bine să nu ții toate ouăle în același coș. Dar faptul că Banca Angliei ține o parte din aurul României este la fel de sigur ca atunci când l-am ține aici, dată fiind reputația, prestigiul Băncii Angliei. Aurul, ca și rezervele valutare ale României, pe care le ținem preponderent în euro, plus alte cantități, în dolari, în lire sterline, în ieni,
reprezintă un amortizor, un mecanism de ținere deoparte a celor care ar crede că pot specula moneda națională. De ce spun asta? Sigur că într-o piață liberă, și România este o piață valutară liberă, unul dintre modurile în care evoluează cursul valutar este cel dat de fundamentele economiei. Dacă ai o economie care exportă foarte mult, există perspectiva ca moneda să se aprecieze. Dacă ai o economie care mai curând importă decât exportă, punem lucrurile foarte simplu, există mai curând perspectiva ca moneda să se deprecieze. Pe lângă însă aceste realități, mai există o realitate mult mai puternică, mai ales pentru o economie mică și deschisă cum e România. Realitatea fluxurilor internaționale de capital. Pentru că dacă leul este convertibil pentru români, și iarăși noi doi ne amintim că au fost vremuri când n-aveai unde să te duci cu lei să-i schimbi în euro, că nu ți-i schimba nimeni dacă te duceai la Paris sau la Frankfurt sau la Londra, astăzi românii și pot folosi lei practic cum își folosesc valuta. Cardul dumneavoastră din buzunar, puteți, deși e emis în lei, puteți să-l folosiți în orice țară a lumii. Dar și străinii, investitorii de portofoliu, pot să facă același lucru, pot să cumpere și să vândă lei. Sigur că volumele care se tranzacționează la nivel internațional sunt mult mai mari decât schimbul valutar din România pentru importuri și exporturi. Pentru a ne asigura că nu apar din acest motiv volatilități, creșteri și scăderi bruște ale cursului care nu au legătură cu realitatea economică din România, folosim această rezervă, care este un deterrent, un mijloc de a-i ține departe, dacă vreți, pe eventuali speculatori. Domnule Bogdan Olteanu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații și vă mai aștept ori de câte ori puteți alături de noi în studio la PS News. Cu mare plăcere și vă mulțumesc!